A fost meci foarte greu, finală foarte grea. Mă bucur că am și câștigat. Ce să mai zic? Al 10 la titlu. Foarte frumos. Chiar o să cred trec în alt sport. Ce? La ce? Păi că mă, e plictisală, mă, frate. A fost cel mai greu. A fost cel mai greu, finală, da. A fost cel mai greu. De ce? Strâns, semifinala strânsă, 3-2. Strânsă finala, 3-2. Oradea, foarte bună echipă. Ce să vă spun, deci a meritat finala, a meritat unde a ajuns. Chiar felicitări cum a jucat. Senzați! Senzați! A fost o finală foarte, foarte disputată. A fost o semifinală și mai disputată. Asta spune mult despre calitatea basketului din România. Spune enorm de mult de nivelul pe care îl avem în campionat în acest sezon și nu numai în ultimele sezoane. De aceea merităm enorm o echipă în Eurocup și alte 4 echipe în Eurochallenge. Chiar le merităm. Sunt în România în acest moment 5 echipe care pot reprezenta cu mândrie și faimă România în cupe europene. Și munca băieților acestora de la Oradea, care merită și ei tot respectul și toate aplauzele pentru această competiție. Trebuie să muncim mai mult, iar cei care vor să vină din urmă, tinerii, trebuie să vadă ceea ce înseamnă Asesor, ceea ce a făcut Asesor până acum, să ducă pe mai departe. Fiecare tipul are alt gust, având în vedere că am avut un parcurs mai greu în acest play-off. Este un titlu foarte important și foarte greu obținut, sunt foarte fericit. Nu cel mai galonat jucător în activitate, dar cred că e prima finală când îl joci. Bună întrebare, până acum am fost fericit, acum mi-a adus aminte de treaba asta. Așa e viața, nu? Important e să câștigăm. Fiecare își face treaba acum să mă scot la antrenamente, că altfel nu pot să joace ceilalți 5 pe teren. Așa că, nu, lăsând numai la o parte, da, n-am jucat, dar nu sunt deloc supărat și chiar simt campionatul ăsta meu ca și celorlalți jucători, colegii ai mei. Toți ne-am luptat la antrenamente, nu vă dați seama, de multe ori la antrenamente suntem mai răi și mai bătăuși decât la meciuri. Asta e o problemă în campionatul nostru, a fost până acum, că nu s-a văzut nebunia și forța noastră pe teren, ce avem în antrenamente. La antrenamente suntem mai competitivi decât la meci. Aici trebuie să mai lucrăm, dar să știți că pot să zic cu o mână pe suflet. Am avut o echipă completă și asta n-aș da să câștigăm. I feel great. You know, it didn't come easy. It was very hard. Cluj put us hard and Oradea played us hard. You know, it was tough. It wasn't easy. Oh yeah, it's going to be tough against teams like USA and Turkey, but we're going to try to do our thing and try to get a couple wins. Yeah, Charlie! The atmosphere is going to be nice here. Oh, excellent, excellent. So many fans, you know, loud and everything. You know,
This is number 10. This is my back-to-back two for me. It was a tough game, man. We came out, played hard as a team, and we really deserve this win, man. The atmosphere was crazy tonight, and I wish it continued to stay like this. I love the people. The people love me, and they deserve this win.